Salut, dragii mei prieteni! Bine v-am regăsit la un nou clip pe canalul Trip Travel Live. În acest clip vom vorbi despre România, țara noastră frumoasă, de care trebuie să ne bucurăm pentru că suntem foarte norocoși, pentru că avem ce nu au mulți. Avem munte, avem mare, avem câmpii, avem râuri, avem lacuri, dealuri, podișuri, avem faună, avem personalități care s-au născut în România și care au schimbat România și lumea întreagă. Și indiferent de problemele cu care se confruntă țara noastră, există atâtea și atâtea lucruri care ne determină să simțim și să trăim intens românește. De la invenții de geniu care au revoluționat și au schimbat fața lumii până la locurile pitorești care staie respirația. Toate aceste lucruri poartă cu ele peste timp semne ale românismului din sufletul fiecăruia dintre noi și scriu povestea neamului nostru. Numele România nu are origini foarte clare, unii istorici fiind de părere că provine de la cuvântul latin Romanus, care înseamnă cetățean al Imperiului Roman, iar alții spun că provine de la cuvântul Arman sau Armis, adică de la zeul Hermes, pomenit în mitologia greacă de atâtea ori. Grecii au preluat mai toate zeitățile de la traci și dacogeți. Iar limba română are o vechime de 1700 de ani, trebuie să ne mândrim cu țara asta mare și frumoasă și să fim bucuroși că locuim aici. Iar dacă nu mă credeți când spun că trebuie să ne mândrim cu țara asta, păi haide să aflăm împreună câteva motive. Avem Transfăgărășan. Poate România nu are suficienți kilometri de autostradă, însă are câteva drumuri spectaculoase care ne-au făcut cunoscuți peste tot în lume. Transfăgărășan, Transalpina sau Transbucegi. Acestea surprind prin spectacolul oferit de numărul de curbe, gradul de înclinație al șoselei și peisajele superbe ce pot fi admirate în timpul drumului. Avem Delta Dunării. România are cea mai mare rezervație umedă din Europa, de o frumusețe inegalabilă. Delta Dunării a fascinat și fascinează în continuare deopotrivă turiștii români și străini. Adăpostind un impresionant număr de specii de păsări, Delta Dunării este locul potrivit în care poți să admiri spectaculoasele zburătoare în mediul lor natural. Delta Dunării este un monument UNESCO al României. Avem cascade superbe care au făcut în conjurul lumii, precum Cascada Cailor, Cascada Beușnița, Cascada Clocota, Cascada La Văioaga, Cascada Bigger, Cascada Duruitoarea, Cascada Vârciorog, Cascada Capra, Cascada Toplița, Cascada Urlătoarea. Am avut, avem și vom avea mari personalități care au uimit lumea întreagă, cum ar fi mari persoane din istoria României, ca Decebal, Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Ecaterina Teodoroiu, Alexandru Ioan Cuza, regi și regina României, Carol I, Ferdinand, Regina Maria, Carol al II-lea, regele Mihai, cel mai mare sculptor român, Constantin Brâncuș. Români care au schimbat lumea prin invențiile lor, Henry Coandă, Nicolae Păulescu, Aurel Vlaicu, Petrache Poienaru, Grigore Antipa, Ana Aslan, Traian Vuia, mari poeți și scriitori români, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Nikita Stănescu, unii dintre cei mai mari compozitori din lume, Iosif Ivanovici, George Enescu, Ciprian Porumbescu, Gheorghe Zamfir. Am avut și avem sportivi de renume mondial, Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Gheorghe Hagi, Ivan Pațaichin, Lia Manoliu, Iolanda Balas-Soter, Mircea Lucescu, Simona Halep, Gabriela Sabo, Lucian Bute, David Popovici. Cum să nu ne mândrim că am avut prima notă de 10 în gimnastica mondială și a fost primită de românca Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal din anul 1976, la paralele. Avem și monumente UNESCO în România, cu care ne mândrim, cum ar fi satele cu biserici fortificate din Transilvania. Aceste sate sunt reprezentative pentru peisajul cultural al Transilvaniei de Sud, iar importanța lor este dată și de gradul de prezervare al clădirilor medievale din secolele 13 și 16.
Datând din secolele 15 și 16, mănăstirile din Moldova se remarcă prin freșele care decorează pereții exteriori, adevărate capodopere inspirate din vechea artă bizantină. La fel și bisericile de lemn din Maramureș, care sunt exemple extraordinare ale arhitecturii religioase, din lemn specifice regiunii maramureșene. Aceste biserici îmbină tradițiile religioase ortodoxe cu influențe gotice occidentale. În patrimoniul mondial UNESCO este și Sighișoara, singura cetate medievală europeană încă locuită. Cetățile dacice din munții Orăștiei nu puteau lipsi din patrimoniul UNESCO din România. După cum am spus mai devreme, Delta Dunării este monument UNESCO în România, un adevărat monument natural. Pădurile seculare și virgine de fac din România fac și ele parte din patrimoniul UNESCO. Ceramica de la Horezu, ritualul cărușarului, mărțișorul de 1 martie, tehnicile tradiționale de realizare a scoarței, cântecul de doină, colinda de ceată bărbătească, jocul fecioresc. Avem comori istorice, cetățile din România, care sunt vizitate de turiști din toate colțurile lumii, cetăți medievale construite în zone cu peisaje care staie răsuflarea. Arhitectura și designul interior spun o poveste impresionantă, iar istoria locului este captivantă, chiar și după mii de ani vechime. Avem mănăstirea Persă Pânța, cea mai înaltă biserică de lemn din lume și a doua structură de lemn din Europa. Din localitatea Săpânța, are o cruce înaltă de 7 metri care cântărește 455 de kilograme în vârful bisericii, care are o înălțime de 78 de metri. Avem munți, iar în munții Carpați se întâlnesc cele mai mari păduri virgine din Europa și adăpostesc peste 400 de specii unice de mamifere, inclusiv capra neagră. 60% din populația de urși bruni din Europa trăiesc în munții Carpați din România. Munții noștri sunt superbi, de aceea mulți turiști din afara țării vin să facă trasee și să-i pozeze. Relieful României este axat pe arcul munților Carpați. Carpații Orientali, Carpații Meridionali și munții Apuseni sau Carpații Occidentali. Prin țara noastră trece al doilea fluviu ca lungime din Europa, fluviul Dunărea. Râul Tisa este de asemenea trecător prin țara noastră și mai avem râuri precum râul Mureș, râul Olt, râul Ialomița, râul Prahova, râul Siret, râul Prut, râul Bârlad, râul Dâmbovița, râul Argeș. Avem al doilea glaciar subteran ca mărime din Europa, ghețarul din peștera Scărișoara, se găsește sub munții Bihor din România. Are un volum de 75.000 de metri cubi, are o vechime de peste 3.500 de ani. Avem mare, Marea Neagră. România are litoral cu Marea Neagră în sud-est pe o distanță de 244 de kilometri. Prin poziția sa, această porțiune este deosebit de pitorească, având multe așezări pescărești, însă un număr redus de obiective turistice. De la capul Midia spre sud, pe o întindere de aproximativ 100 de kilometri, se află o înșiruire de stațiuni balneomaritime și de odihnă. Avem lacuri frumoase în România, precum lacul Sfânta Ana, lacul Cinciș, lacul Roșu, lacul Vidraru, lacul Bolboci, lacul Ochiul Beiului, lacul Bucura, lacul Scropoasa, lacul Bicaz, lacul Albastru, lacul Vulturilor, lacul Vida. Avem Crucea Eroilor sau Crucea Caraiman din masivul Caraiman, cea mai mare cruce din lume amplasată pe un vârf montan. A fost ridicată în anul 1928 în cinstea eroilor români din primul război mondial. Avem resurse de aur. România este cea mai bogată țară din Europa în ceea ce privește resursele de aur. Avem statuia regelui Decebal, sculptată într-o stâncă de la cazanele Dunării. Este cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa, având 55 de metri înălțime. Avem elevii români care sunt cei mai tari din lume la Olimpiadele Internaționale de Informatică. În fiecare an, echipa României se întoarce în țară cu medalii de aur, argint și bronz. Avem orașe foarte frumoase în țara asta, precum Sibiul, Iași, Oradea, București, capitala țării,
Alba Iulia, Cluj-Napoca, Constanța, Arad, Timișoara, Craiova, Baia Mare, Sinaia, Suceava, Târgoviște, Bistrița Năsăud, Satu Mare, Piatra Neamț, Ploiești. Avem palate și castele impresionante în România, precum Castelul Peleș, Castelul Sturza, Castelul Bran, Castelul Cantacuzino, Castelul Corvinilor, Palatul Culturii, Castelul Roșu, Palatul Ghica din Comănești, Castelul Ghica de la Dofteana, Castelul Bethlen Haller, Palatul Cuza de la Ruginoasa, Castelul Caroi, Palatul Cec din București, Castelul Banfi, Palatul Știrbei, Palatul Parlamentului din București, Palatul Jean Mihail din Craiova, Castelul Regal de la Săvârșin, Palatul Mogoșoaia. Avem Muzeul Astra din Sibiu, care este al doilea cel mai mare muzeu în aer liber din lume. Prezintă peste 300 de case și construcții, printre care mori de apă și mori de vânt, prese imense de vin, fructe și ulei, forje hidraulice și multe, multe altele. Avem orașul Timișoara, care a devenit în anul 1889 primul oraș din Europa care a avut iluminat public electric. Avem un mod unic de a râde morții în față. Cel mai vesel loc de veci din lume se află în România. Cimitirul vesel din Săpânța, Maramureș, nu e doar un loc de îngropăciune, ci și loc de pelerinaj pentru turiști. Avem tradiții și obiceiuri. Cele mai frumoase tradiții românești de peste an au menirea să ne aducă mai multă bucurie și prosperitate în case, să ne protejeze de rele, de necazuri și dureri, să ne ocrotească familia și copiii și sănătatea. Toate sărbătorile românești, fie ele creștine sau moștenite din vechime, sunt însoțite de obiceiuri și tradiții deosebite cu care ne mândrim. Avem Palatul Parlamentului, care este a doua cea mai mare clădire administrativă din lume după Pentagonul din Statele Unite ale Americii și prima din Europa. Totodată este și cea mai grea clădire din lume. Avem capitala țării, București, care devine în anul 1857 primul oraș din lume iluminat cu petrol lampant. Avem cea mai mică bancnotă printată vreodată, bancnota de 10 bani, pusă în circulație în anul 1917. La Ploiești avem prima rafinărie de petrol din lume, în anul 1857. Datorită acesteia, România a fost prima țară care a exportat benzină. Avem cel mai bun software antivirus din lume, la ora actuală. E produs de o companie românească și se numește Bitdefender. Avem mâncarea tradițională românească, care este cea mai bună din lume, după părerea mea, de la sarmale, mici, ciorbe de tot felul, saramură de pește, pomana porcului, carne la garniță, papanaș, zacuscă, numai când le rostești aceste feluri de mâncare și îți lasă gura apă. Și acum vă întreb eu, având atâtea motive, cum să nu iubești țara asta? Cum să nu te mândrești cu ea și cum să nu ți se pară cea mai frumoasă țară din lume? De aceea vreau să văd și părerea voastră. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și ne vedem data viitoare cu alte clipuri interesante. Salutare!